Hello, ladies and gentlemen. My name is Constantin Bojog and I'm your English with a Russian accent teacher. Asta voiam să aud. Asta voiam să aud. Să bărbat la carcică. Eu aș face următoarea treabă. Carinițo carana maradiri. Pirvață a băzut. Vreau să vă întreb următoarea treabă. Adevăratele subiecte fierbinți ale României în aceste momente. Este va depăși Romina VTM team building? Mamă, nici este avalanșa greșelilor. Jesus. Păi, nu știu cum să... Știi? Dar... Noi am vrea să... Știi? Nu. Exact. Eu am acum o altă melodie pe care am boală, una din soundtrack-ul de la Romina VTM. Și știu că nu este... Da, acum? Știu că nu este un... Bine. Știu că nu este un benchmark, nu trebuie să-ți cauți nod în papură, dar e melodia care spune așa, de fel. Alo, 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 mă sună viitorul să-mi dea follow. Da. Care, în primul rând, viitorul le dă un mesaj, ești din viitor, cine dracu mai sună poate, în viitor? Da, dar poate cum se întoarce moda, poate peste 15 ani o să fie super cool să suni, că nu mai sună nimeni. Și stai puțin, ok, te sună viitorul, să zicem că o să fie cool, da? Da. Dar ce te sună? Băi, vezi că îți dau follow, asta să spune? Bă, poți să-mi dai follow fără să-mi zici, nu păi trebuie nu poți să să-ți dea follow din viitor, nu o să mai voie să dai follow fără consent. O să fie, o să intre la hărțire. Consentet, consentet da. Follow. Și o să-ți dea follow în metavers, de fapt. Da. Am înțeles. Adică o să fie un fel de stalking. Este. Exact, following atunci înseamnă că efectiv umpli după omul ăla. Și trebuie să o anunți. Fată, vezi că eu sunt în urma ta, te urmezi, pentru că altfel se sperie fata și... Sunt viitorul, eu. Da. Sunt eu viitorul. Bă, ce sper să fie altceva decât metavers viitorul. Bă, cica, tot din ăla, dar nu făcut de Facebook. Cicada faliment, că e mare pericol și cauză Zuckerberg cu metaversul. Așa că... Să bei pentru asta. Să așteptau cumva că nu o să meargă la început, că n-au, încă testează niște chestii, nu. Băi, e mișto. Nu e, nu că dar nu, sper să nu fie puțin făcut de meta. Știi, adică să problema, fie... Problema e următoarea, că dacă ăștia ar fi făcut ce au făcut toată viața lor de-al de Facebook, ar fi cumpărat o companie care făcea deja ceva genul ăsta și după aia așa, dar au zis, nu mă, face noi de la gen zero. Dacă ar fi cumpărat Oculus, exact păi, ce au făcut. Păi nu, Oculus, da, pentru tehnologia de VR, dar pentru tehnologia de... Să cumpere un fel de Second Life, un joc care are platforma, culmea, ca unii care fac, încearcă, poți să zic că e foarte greu să te conectezi cu Facebook-ul. E foarte greu să te conectezi cu Facebook-ul. Păi știu și ce au făcut acolo, nu vezi, că sunt la modul cu aia, se conectează asta cu Facebook-ul, ne fură tot. Ne fură toate date. Păi da, dar tot ale noastre sunt, bă, nu e ok. Da. Ce faci cu stele? Bine. Bei? Nu. Ah. De asta o să fiu foarte tăcut. Deci pe uscat ești ca un burete, absorbi. Da, absorbi. Eu o să ascult în aceste episod. Tu când ești plin de lichid verși, atunci când ești uscat, da, absorbi. Da, e destul ce am făcut în episodul trecut și așa că în asta... Episodul trecut ai fost, adică erai pe bine. Da. După aia, până ai urcat pe scenă, te-ai făcut Jean-Jacques Cousteau și te-ai dus la fund. Ai făcut o misiune de explorare submarină. Da. Ai văzut căluții de mare? Da, am văzut căluții de mare. În groapa avomarianelor. Bum, eu sunt și pe glume, mă, n-ai idee. Da. Te-ai și făcut crevarză? Cum? Nu, nimic. Te-ai făcut crevarză. Crevarză, da. Că intri în crevarză. În fine. A luat submarinul și... Și astăzi am de gând să fiu foarte înțelegător cu voi vorbind. Ce tare. Okay. O să fiu susținător al acestor dialoguri. O să încerc să zic prostii. Bun. Să văd am una la masă. Zice-mă de ochelarii lui. Sunt foarte tare ochelarii lui. Acolo chiar nu poți să mă uit, îmi plac ochelarii de mor. Și mai sunt în combinație cu Vesta, efectiv arată... Un Urkel românesc. Pare că ești din reboot-ul liceenii. Bă, nu, eu știu unde m-aș duce. Arată ca un profesor universitar din ăla cool, care intră în necaz pentru că a cam flirtat cu o studentă urâțică. Da, eu pare că este... Dar fundul acelei studente foarte apetisant. Bombat. Da. Ea când s-a plecat spre cunoaștere, este...
da. Este profesorul Agneică. Dintr-o videoclip al unei, a lui Iuliana Beregoi, în care cântă o piesă despre cum profesorii nu sunt ok. Bă, și el e profesorul care la început nu e ok, dar după aia își dă jos ochelarii și începe să fie super la ok. Următorul spectacol o să-mi dau jos tricoul. De ce? Ca să fiu doar cu vesta, vreau dar să fac asta. Dar nu e ok. Știu adică că nu e ok. Tu, asta vezi, tu nu știi că îți dai jos vesta și rămâi cu tricou. Nu, o să-mi dau jos tricou și rămân cu vesta. Dar dacă îți dai jos vesta, măcar de cupa să-ți o las fârcuri, măcar că să te duci până la cap. Sfârcuri așa frumos pe vestă. Vreau, nu țin neapărat să fac asta. Și atunci să vezi cum predă fratele tău. Ce predai? Ce ai predat tu dacă ai fi profesor? Sunt profesor când de chimie, când de fizică. De științe. De științe. Da, de felații internaționale. Asta voiam să aud. Asta voiam să aud. Pișeamă-și pe chimie. Asta voiam să aud. Felații internaționale, da. Da, sunt profesor de engleză cu accent rusesc. Hello, ladies and gentlemen. My name is Constantin Bojog and I'm your English with a Russian accent teacher. Ar fi drăguț la... Open your... sorry. Please, please, go. Yes, so... vocabulary. It is called vocabular. Bun. Știi, și că asta e faza, că când traduc în moldovenească din Republica Moldova. Da. Este... Zici că tu efectiv acum arăți a profesor de desen. Weird. Ciudat. Profesor de desen? Profesor de desen, da. Mă, n-am avut nicio treabă cu desenul toată viața. Profesor de fizică, dar care o ia pe aretură la fizică, știi? Băi, energia cinetică este atunci când ai masa ori accelerația, dar și mai importantă energia pe care o ai tu în tine, vibrația cinetică. Așa mi-ar plăcea. Așa mi-ar plăcea. Avem un profesor de română care ne spunea să credem în zeii bălților, dar literalmente, adică era foarte serioasă. Era o operă pe care ne-o preda ea, în care era un zeu al bălților. Și asta mă omoară, mă, cum le ziceau la toate căcaturile alea, opere. Bă, unele chiar nu era opere, să nu mă opera literară. Mai da, opera literară. Și pe fică s-au chemat Zână. Literalmente. Am înțeles. Săraca. Era un pic... De ce să spun? Eu nu cred că a existat vreodată în istoria școlii generale un profesor de desen sănătos la cap. Eu cred că acolo ajungeau toți aia care trebuiau să intre. Dar religie? Nu mă bătea decât în general nu mă bătea decât profesorul de religie. Păi da, că, păi normal. Era o chestie pozitivă, te bătea pentru că profesorul de religie, se zice. Ce? E pozitiv, te bate pentru că profesorul de religie, nu te bate decât profesorul de religie. Da, se bate datorită proful de religie. Nu ai idee ce erai acum dacă nu te bătea. Erai ultimul pateu. Dar stai puțin, că tu acum ești credincios. Păi da, ești ultimul. Nu, chiar sunt credincios acum. Antepenultimul ateu. Ce titlu bun de lucrare, de operă literară. Antepenultimul ateu, da. Bă, ce bine dar sună. Vrei să zic ce am făcut săptămâna asta? Am mers la sală. Okay. În fiecare zi. Fac cardio. Este și... exact ca gluma aia lui Mitch Hedberg. No one cares. Dăm timp să răspund. Da, exact. Ce am făcut săptămâna? Am mers la sală. Și am fac când fac cardio. Vrei să spun ce am făcut săptămâna asta? Am mers la sală? Da. 30 de minute pe bandă. Mers lejer. La pas de munte așa. Și mi-am pus pe YouTube, am găsit la Palatul Național din Chișinău stand-up comedy din Republica Moldova. Au fost luni patru fete în Republica Moldova la Berăria H și mi-am trecut în calendar să ajung și n-am putut să ajung. Dar voiam foarte mult stand-up? Să ajung. Da. Stand-up? Da. Stand-up. Și stand-up, stai așa puțin Moldova, că vreau chiar H, să zic curios. Câteva lucruri. Marfă. Bă, este... Este foarte interesant ce se întâmplă, căci suntem românii și Republica Moldova, și românii din Republica Moldova. Basarabia, pământ românesc. Basarabia, pământ românesc, da. Avem umor diferit. Da, normal. Băi, deci este, vreau să-l laud pe un băiat. Dar Revolution nu au fost din Republica? Nu au fost. Au fost la iUmor, unul dintre ei a fost la iUmor. Și nu l-am trecut mai departe, nu i-am dat un vot pozitiv și s-a cam supărat la modul, bă, de ce? Pentru eu că sunt efectiv, din altă țară, hey. De ce? Pentru că sunt negru? De ce? Da, dar m-am uitat și destul de ok, adică a fost Victor Vizitiu care a fost destul de decent. Așa. Dar acesta, frate, băiatul ăsta îmi place mult de el.
Este foarte simpatic, nu Dan știu. Badea? Nu e Dan Badea. Nu seamănă, mi se pare că seamănă cu Cristi Șorea. Da, seamănă cu Șorea, așa este. Seamănă cu Șorea. Hai să ne uităm o oră și 20 de minute. Da, dar ce podcast are acesta? Reacționăm? Păi da, mă reacționăm. E Victor Silarenko. Vă bucur foarte mult că ați venit, asta înseamnă foarte mult pentru noi. Bă, apropo, a tipul ăsta foarte este foarte mișto. E un MC, are și niște glume păi foarte drăguțe. Păi oprește, că n-a da. Cum da, să... Da, mă, dar n-am cum să ne uităm acum, da. Păi nu, dar vreau să-l laud. Este și în română și în rusă. Da, mă, cum se numește? Stand-up Palatul Național, stand-up spectacol național, integral. De la Palatul Național din 2022. Da, cum se cheamă pe el? Uitați-vă că e foarte interesant. Bă, deci e altceva. Este... Dar stai puțin, și în română și în rusă, adică unii fac în română, unii fac în rusă. Unii fac în română, unii fac în rusă. Și în română și în rusă, aceeași. Nu. Ah, ok. Blan. Foarte mișto. Deci vreau să zic că m-am uitat. Sunt... sunt foarte simpatici. Ok. Păi nu, mă, că e altfel, că se întâmplă alte lucruri la ei, e cu totul altceva, cu altă cultură, cu totul. Altă cultură. Da. Dar e din cauza că folosesc cuvinte de ăsta hăzli? Avem un umor aparte? Nu, nu, este, sunt subiectele... Dar tu ce-ai făcut, mă, că ai venit, ai intrat direct în discuție, ca și cum ai auzit tot, ca și cum ai auzit și cum eu... Problema, mie îmi place foarte mult la moldoveni, că parcă folosesc efectiv mai mult din vocabularul limbii române decât folosim noi. Da. Când auzi piesele de la Carlas, de la așa, bă, folosesc un cuvânt care, bă, da, cuvântul crăiasă, sau unde dracu era cuvântul crăiasă? Sau ceva... Stoinic. Exact, știi? Este cu stoinicie. Ci când vreodată am folosit noi cuvinte de... Numai ei și Grigore Vieru, care tot moldovean. Da. Nu cred că există stoinic. Nici eu nu cred că există stoinic. Păi dacă e destoinic, destoinic, trebuie să fie stoinic. Al cui dacă rar stoinic este antonimul lui. Dezstoinic. Dar hai, bună recomandare. Ok. Da, deci asta e recomandarea mea. Eu am început să mă uit foarte mult la Gary Gallman. Vă uitați la el? Gary Gallman? E un tip cu părul lung. Da, evreu. Și este foarte, un tip cu foarte un... mișto. E foarte simpatic. Care una dintre glume este despre cum au ales... Aia e cea mai celebră glumă lui. Zi, scuze. Ce? Zi. Prescurtările statelor din America. Da, ok, da. Știi iubitul ăla? Ăla, da, vag, ca de ani de zile. Că care s-a devenit cunoscut că se duce la late night-uri și face un beat, face 5-7 minute, un subiect. Știi, da. Că te duci la late night și dai glumițe scurte, că dacă nu merge aia, merge asta. Da. Și a devenit cunoscut pe asta, că se duce și dă o poveste, gen o chestie la late night-uri. Foarte drăguț. E al șmecher. Să fie primit. Să bravo lui, frate, da. Dar umple el sala Palatului dacă nu, vine în România, sala, nu umple de la morții. Da, și ăsta are să vorbim despre el dacă umple sala. Asta zic, corect. Asta vreau să... Am două subiecte. Schimbăm zapelea. Fii atent. Unul este, mă gândeam, nu știu cum mi-a venit astăzi, mă gândeam cu Costel când făceai tu chestia aia în italiană, piesa aia cu facea ciuciu și gelului. Saccarini, ciocarana, maradiri. Întrebarea mea este, crezi că ai putea să improvizezi limba română? Bă, greu. Da? Crezi e că aproape imposibil. Fără să nimerești cuvânt. Dar s-a întâmplat, nu? Firvită de raceanț. Deci asta zic, este, ce, dar nu prea sună. Dar duce. Nu, da, duce. A firvit un barvaz să barbală la carcicăr. Aici, zic, e ceva. Da. Da. După lare, virvață a băzut, purpuț da, vezi că, din atâți. Da. Da. E greu, sună un pic așa, dar vezi că te duci în litere ciudate, te duci în VZ, da, pentru că e română aia vechi. Că uite, acum, uite cum vorbesc, acum n-am zis niciun... Bacalaca, sacalaca, cecalaca. Așa, bravo, ăștia trebuie... sunt romanii. Trebuie ca la să screbă, să iei literele cu puține, cu puține puncte, știi? Da, am citit la un moment dat despre chestia asta, că e cel mai greu lucru pe care poți să faci, să faci mambo jambo în limba ta. Gibberish în limba ta e aproape imposibil, că pentru că tu vorbind limba, nu-ți dai seama cum se aude, adică nu poți să o... Și de-aia nu-ți dai seama care sunt... Da. Bun, bine că am lămurit asta. Bine ați venit la treșor. Bun, și mai am una. Hai.
Și după aia v-am pupat. Și după aia s-a fost episodul. Am fost la Nick acum, la, nu, la Quick Deli. Și era un băiat negru care vindea acolo, foarte amabil și așa, numai că se vedea că avea un pic accent străin. Dar foarte amabil și foarte profi și vorbea foarte bine românesc, dar un pic de accent. Era profi așa, la Quick Deli? A fost Quick și profi. Și îl chema Nick. Am observat chestia asta, că e o chestie negri. Știu că e că sună că urmează să zic o chestie foarte cancelabilă, dar negri luptă mai mult să se integreze în România. Nu știu dacă ați văzut, sunt foarte mulți pe TikTok, sunt negri care se îmbracă în port popular și cântă muzică populară și cântă de la Furdu Iancu și toată lumea în comentarii. Dar sigur este, o fac pentru efect comic? Nu, o fac foarte serios. Ei chiar știu, this is my last shot. Asta, eu cred că luptă mult mai mult. Și nu le zice nimeni că este cultural appropriation și că nu e ok? Dar serios acum, trebuie să-i canceleze pe ei. Vii tu din Namibia să-mi cânti tu mie, treceți batalionul rău pe capați. Îmi pare foarte drăguț așa cum tot timpul sunt, vor să fie și pe aia care sunt pe TikTok să înjure românește și de astea să foarte, fac un efort, adică dacă ar veni un știu britanici care sunt aici de zeci de ani și n-au învățat română. Bă, dar n-are mă cum să nu fie pentru efect comic, adică gândește tu dacă te duci într-o altă țară. Era la o, fii atent, era la o emisiune, clipul ăsta, dintre aia gen Tezaur Folkloric sau nu știu ce, în care ăsta cânta acolo, băi, și cânta cu un pic de stârcit, dar superb cânta ceva de la Furdu Iancu sau ceva ăsta, da, știi? Și toată lumea în comentarii cu lacrimi acolo e mai român decât mulți ani români. Bă, s-a îmbrăcat într-un costum și a cântat o melodie. Bă, dar totuși, știi ce ar fi fain cu ocazia asta? Să facă în sfârșit costumul național de culoare neagră. Deci pe bune, deci tot de albă, bine pe frate. Negru, păi aia zic, măcar pentru păi noi nu, să fie... Păi nu, modele cu alb. Dar în Maramureș sunt foarte multe bucăți sunt, negre. Da, sunt fuste și chestii, da. Sunt fuste, foarte sunt... Și, și astea da, negre. Da, dar ideea este tot all black, costumul, all black every time. Yeah. All black. All black every time. Da, și după aia când pune costumul ăla popular pe el, știi care e diferența între mine și voi care purtați acest? I look this suit, voi, I make this suit look good. Mm-hmm. Era o replică de Man in Black. Man in Black. Da. Voi știți dacă albul este culoarea default la... Nu era alb, e culoarea aia de pânză, de care e culoarea de pânză. Deci, e... ca să facă toate hainele albe trebuie să pună colorant sau ceva. De colorant. Pigment. Bine ați venit la discutăm cu la care nu ne pricepem, episodul 14. Colorant e versus decolorant. E sau nu e alb? Da. Hei, să jucăm colorant. Asta sau de colorant? De colorant sau de colorant? Deci, tehnic, Revelionul de favorit vechi. Griul ăla care e bumbac, nu când așa. Adică tricourile albe sunt tricouri decolorate. Sau... Să ne zică, păi ăștia negri cum e cu bumbacul? Și cum de sunt ăștia, meu. Deci să nu? Duc... Nu! Stai, acum eu știi de ce sunt... Hai, mă, eram și eu fericit că sunt la episodul ăsta. Nu, mă, n-ai ce treabă. Am zis asta, se sap pe tine. Și de ce sunt foarte mulți arteleni cântăreți de muzică populară? Pentru că sunt pe etno. Etno! Etno! Bun! Da! Nu mai fi rasist, asta vezi, să nu mai fi rasist. Dar arăți ca da? Prostul nu venești tu cu niște glume din astea. Deci da, n-am avut de rasist. Vreau să vedeți cu ăsta la răsca prostul. O să te pun cam portocala mecanică, să te uiți la Mirciulică, uite așa, ca să nu mai fii rasist cu partenerii. Bă, și ce bine ai scos-o la răsca prostul, bă, din personaj, din da? Încrederea de cât da. De bine. Am dat-o, să vine pregătit n-am avut glume, în... n-am avut glume la răsca prostul, dar haide să nu vă vestim despre asta. Să mă, eu de bă, așa să apare episodul cu mine, care văd că nu mai apare. Am dat-o și eu bine la răsca prostul odată. Ai dat-o bine? Da, m-am muncit. Bravo. Mie mi-a plăcut Frânculescu, a dat-o extraordinar la răsca prostul. Da, a dat-o la fiecare, mă, Frânculescu, a cum am uitat, a dat-o la deci fiecare. Este... Dar a avut la primul episod din sezonul ăsta, dacă faci sex cu un travestit, înseamnă că ai dat acolo? Ai dat la operație. În mintea mea era doar să-mi zice începutul. Ai dat la operație. Ai dat la operație. Foarte bună. Scuze. Ai dat la operație. Extra bun. Foarte bună. Eu am una la fel, dar foarte proastă. E la fel, dar e foarte proastă? Nu, e pe subiectul ăla, dar e foarte proastă. Că i-am sub pula unei femei trans pe care o chema Ecaterina. După ce am terminat, era catifelată.
Cati felată. Bravo, și-o dată de muncit la mine. Deși văd cu gând și roaie de transpirație pentru Cati felată. Deci o cheamă cu... Cati, Caterina. Poți să Cati, fără e Caterina. Felată, ce, cum s-o felez? Asta numai la care pot cum să mă... Ai, trans, ai, o femeie trans. E Caterina care... Exact așa a fost. Și zbam cu cuie cu genia. Și capul tău, sala palatului, picioare, opaționând. Bravo, bravo. Bravo! Știam. E locul meu să dau și una, dar o să fie la râs ca prostul. Cum ar face, Uzi o reclamă la o clinică de schimbare de sex? Pula în pizdă, gata fata. Nu asta. Nu știu. Da, eu pentru mine e pentru mine am apreciat. Mai degrabă cât sex, pur și simplu. Da. Am apreciat ce ai făcut acolo și am dat acolo. Am avut la un show aici un tip trans în public. Pe Patrick? Pe Vlad. Am zis că să vă zic și eu o bază după ce am partea singur ce zice mie că sunt nenorocit. Eu. Dar era un tip trans? Da. Era trans la față. Era trans la față. Era cam trans la față. Durase foarte mult tranziția și obosise. Era trans la era față. Era trans la față. Am chic. Adică trans, adică din era în tranziție băiat, din spre bărbat. Da, din femeie în bărbat. Da. Așa, bun. Era în tranziție. S-a trans pe am eu vai de capul meu. Hei! Nu fi maților, nu fi maților. Avem câțiva ani de putem să facem glumele astea și după aia suntem cancelați. Da, stai liniștit că ele rămân și eu suntem cancelați de atunci. Nu e de parcă... Vreau să mă cancelați când e lumea mai trată. Hai să vă zic următoarea. Am tras o linie la fază. Vreau să vă rog să mă cancelați când mi-este lumea mai dragă. Vă anunț eu. Momentan mi-e greu. Nu mă cancelați acum că am lucruri de făcut. De orice fraier poate să-i cancela când e bine. Tocmai asta e mișto, să fii cancelat că-ți e greu. Ah, da. Înțeleg ce, okay, spun, adică, înțeleg ce zici, da, înțeleg ce zici acolo, doar că... Știi ce zici? Zi-mă ce vrei să zici. Oare toate cancelările se fac într-o cancelarie? În cancelarie, exact, asta e, da, cancelarie, da, se adună oamenii în cancelarie și te-am... Hai să Costel, îl mai lăsăm. E foarte bun, asta e ceva acolo, că sunt în cancelarie, cancelezi oamenii. Sigur vrei să-l cancelezi pe Costel? Ok, chiar să sunt oameni care ce să fac? Am scos în devreme bani și e ăla cu... Deci te întreabă când așa, vrei să tipărești pe chitanță și zice da... Și nu vreau să protejez mediul. Și este... Nu vreau să protejez mediul. Este nu vreau să... Nu, virgulă, vreau să protejez mediul. Dacă nu ești atent, citești nu vreau să protejez mediul. Știi ce ești? Da, dăm chitanță dacă nu vreau să protejez mediul. Dar mama, foarte... dar efectiv, asta mi se pare cea mai mare aroganță și manipulare. Că hârtiuțele alea o să distrugă. Da, un milion de hârtiuțe din alea. Nu mai știi care cu un milion de hârtiuțe de alea mai mult îi afectează pe ei la bani decât distrug natura. Da, zic, da, asta e un fel de mărlănie de aia, nu vrei tu să aperi natura și să nu scoatem acest bucățică care pe noi ne costă. Toate hârtiuțele de la toate băncile din România pe una de zi un copac. Da. Da. Și îl dau eu din partea mea doar ca să vreau chitanță. Ai plantat vreun copac? Bineînțeles că am plantat un copac, am casă da, la țară. Da, numai, dar eu vreau să fac un sistem, dar pui o crăcuță și pun eu o crăcuță și dai chitanță. Da, mă, frate, da, acum inserează crăcuța. Da, serios acum. Eu... Dar vrea, da, vreau să protejez natura, Raul, că am văzut că te-ai uitat urât nu, la mine. Nu, dar mă gândesc că și mie mi se pare așa un pic foarte ceva. Nu. Vă rog că acum aia, cum aveai tu gluma, știi că este vrei chitanță, dar nu sunt un om de căcat, știi, cam așa. Da, nu, și mai o chestie, te și faci să te simți bine pentru nimic și după aia ți se adică ai destul simțit bine în tine cât să nu mai vrei să faci lucruri care... Scoți, are și o păsărică care stă pe ocrană și face nu, salvează sau ceva. Da, îi vine cineva și îi tai gâtul. Păi nu, așa trebuie să facă, știi? Da. Vrei chitanță, du cursorul pe gâtul păsăricii și tai gâtul. Apești nu că o lamă care e... Da, și după aia să-ți dea și banii stropiți de sânge. Bă, eu am o problemă, apropo, ca o minoritate și mă simt ofensat. Ce? Da, eu mă simt ofensat din două lucruri. Ce minoritate ești? Nu, că sunt nu. Stai că încă nu. Am zis între ghilimele minoritate. Dar sunt într-o categorie de ofensată. Vă spun care este categoria. Categoria... E o categorie defavorizați. Defavorizați. Geniile. Defavorizați. Și anume că mă cheamă Costel. Da. Și numele de Costel...
este folosit în batjocură că Costel pe ăla, care Costel un muncitor prost e un Costel, un instalator prost e cu numele Costel. Fiți atenți că am primit un articol. E cum e chiar în. Întrebarea de azi Costel, pentru al pub. Cel recomandă pe Costel Drujbaru să facă tăieri în parcurile istorice din București și să fie plătit din bugetul public, cu notă, cu steluță. Și scrie așa, la steluță, numai puțin. Prin Costel Drujbaru mă refer la nenicul ăla care habar nu are cum funcționează arborele, dar și-a făcut carte de vizită și căsăpește arborii de pe București. De unde până unde folosirea acestui prenume Costel în toate situațiile astea nasoale? Mă scuzați puțin, dar mă simt ofensat. Dar pe de altă parte mă enervează și atitudinea asta. O, că domnul ăla nu știe. Cu ăla lucrează la administrația parcurilor de toată viața lui. Știe mai bine să tai un copac decât tine și nu e dator. Păi n-auzi, mă, că nu știe cum funcționează un copac. Nu știe, nu? Și a făcut o Costel Drujbaru de vizită și căsăpește parcurile. Și asta așa funcționează? Te duci la administrația spații publice acolo și dai carte de vizită că eu căsăpesc copac și după aia te le iau? Vrei să zici ceva? S-ar putea să dea la cumerul, că noi s-ar putea fi așa să meargă. Bună ziua, aș vrea să căsăpește niște copac. Putea să se ducă la pub să se roage de oameni care nu vor să căsăpească. Te rog eu frumos, căsăpești niște pom, că n-avem pe nimeni. Bă, dar a venit unii în parc, 3000 de lei. Erau silicioși și băgau un cocat de la piron în copac și vedeau dacă e sănătos pe din interior și chestii între astea. Făceau cu echolocation, adică nu taie nimeni copac de capul lui. Ce făceau cu echolocation? Cu da, mă, și mai ales, cu niște ultrasunete, bai, și vezi dacă e copacul sănătos în interior. De la ea, de la problema mea foarte ok, problema este problema mea. Lasă medicii înjurător și societatea. Și cum să-i zică, mă? Dorel. Că cumva trebuie să-i zică. Ăia pe care îi cheamă Dorel, nu crezi că au problema asta de mult săraci Dorel, mă, lasă Costel. Dorele! Trebuie făcut în felul următor. Ce l-a făcut campania aia, mâncați. Eu aș face următoarea treabă. Aș lua cineva de la recensământ, care știe toate prenumele, că trebuie să fie o statistică câți de Andrei sunt. Și cele mai puține prenume să fie luate și folosite. Băi, Rashid. Băi, dar stai puțin, băi, tu tocmai ziceai că ești o minoritate și acum zici că să ia pe aia că sunt cea mai mică minoritate și de aia să-ți bagi joc. Da, asta nu-i problemă, că sunt alții mai minoritari ca mine. Care ar trebui din potrivă aia să care sunt, au cel mai des întâlnit prenume. X Dușbaru. Băi, Ionel. X, la fel. Da, Andrei Dușbaru, na, că Andrei sunt un miliard. Andrei sunt un miliard, exact. Să ia pe Andrei. N-ai cum să-ți bagi joc, că sunt prea mulți Andrei care deja păi au reușit. Păi, tocmai, și aia, ci că niște oarecare, adică oarecare sunt care au problemele cele mai des întâlnite, nu? Trebuie să faci așa, un PSA. Bună, numele meu este Costel. În fiecare zi, în România, în milioane de situații în care se întâmplă ceva nașpa, sunt date vina pe un Costel imaginar. Pe un Costel imaginar. Da. Împreună putem să terminăm stereotipurile. Și să mai fac o reclamă din să facă și să vină în spate. Chiar asta după ce vorbesc, să vină toți pe care îi cheamă Costel în spate și eu sunt Costel. Și eu sunt Costel. Și să vină la un moment dat. Și să fie mai și eu sunt Costel. Să fie mai mulți. Și eu sunt Costel. Și să înceapă să intră copacul. Băi, nu-l mai filmați pe asta. Bad mood. Și eu sunt Costel. Să fie cu mai mult, cu Costel, cu și un cățel care face Dorel, cu Nelu, cu Ionuț, știi, cu toate. Bebe. Băi, aveai tu gluma aia, mă, că nicio reclamă nu e că sunt bărbații proști în reclame. Da, bărbații sunt foarte proști, sunt Ciuca Bătăi în reclame. Da, foarte bună. Ca să facă gospodinele să se simtă bine, pentru că ele în viața reală șoc cam iau. Și atunci ăla este un fel de scăpare de fapt. Când crezi că o să se treacă la următorul? Acum cu acest cu hei, facem campanie pentru gay și pentru minorități și le băgăm în seriale și în filme și facem campanie. Am făcut ediția asta de ciorapi care sunt ciorapi curcubeu pentru că susținem. Domnule, cât de faci campanie pentru gay? Nu schimbare absolut deloc, știi, în realitate, și doar faci campanie de asta simbolică. Ei, noi susținem, suntem alături, v-am făcut M&M-uri curcubeu care erau v-am făcut M&M-uri curcubeu. Skittles, acum e în toate culorile curcubeului, special pentru comunitatea gusta, aroma curcubeului. Dar acum zburam pentru ceva. Înainte erau degeaba, erau curcubeu degeaba. Acum moto-ul e gusta, aroma curcubeului gay. Da. Deci asta, deci atent, ca să vezi curcubeul că știi cum se ocupa. Înainte era gustă curcubeul aromelor, acum este gustă curul aromelor.
chită. Cum era cu, aveai și gluma aia cu, la bancă, cu ratele, că tot timpul prezintă fantezia cea mai mare. Pentru o, o femeie, aparent, fantezia este să-l ia de prost pe bărbatul ei. Da, 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 este... bă, bune acum. Bă, da, dacă stai un pic să te gândești... Dar, bune că de ani de zile se tot fac reclamele astea la detergenți, mai ales... Ține-i de acolo. Cu... Da. Ține acolo, ține-o, ține-o, ține-o. Da. Se tot fac reclamele astea detergenți în care ea este super, super înfiptă și îl pune pe ăsta la punct și ăla este ultimul prost, pentru că așa văd ele bărbatul, dar aia nu se întâmplă în viață și atunci le dă un full film în ăsta. Mă, dar cine scrie reclamele astea? Le scrie o femeie sau le scrie un bărbat? Suntem noi, unde, suntem trei cu copywriter care le scriem și eu îi știu pe toți și știu cine le scrie reclamele. Le scriu și bărbat să-ți dai cu părerea. Le scriu mai mult bărbați, dar după aia le duc la focus grupul la femei să verifice dacă se identifică cu asta. E, focus grupul. Puteai să-ți dai tu cu părerea așa? Cu B. Și pentru că e un cur cu B. Nu, te ucea cu B. E veche. Eu nu vreau să vă spun că am avut un vis ciudat. Eu am venit din trecut în viitor. Eu am inventat. Eu am inventat gluma asta, dar că eu sunt din trecut. Ce ai venit să ne dai follow? Asta se nu, te-a sunat trecutul și ți-a dat follow. Mi-a sunat trecut și mi-a dat. Nu? Curcuduș, cu curcuduș și curcubeu. Da, mă, și era tipul ăsta transexual. Așa, 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 că n-ai terminat. Auzi, ok, hai să aducem ceva fresh în podcastul ăsta. Deci intră Bulă în clasă. Dacă tot le ducem acolo, hai până la capăt. Ștefan cel mai, hai zi, zi, deci era așa și cum era? Descrie-mi de zic? Parcă am 6 ani. Am eu treaba asta de, zic să aplaud de gay din sală și nu se aplaudă niciodată și atunci a aplaudat două persoane și a zis, aha, ți-a mai întâmplat de fapt și a fost la mișto. Și a zis, aha, la mișto și pe am uitat că nu e glumă și că e pe bune. Și zic, pe bune, chiar că aș vrea să vorbim despre chestia asta. Da, că cum să... Și... Vrei, nu vrei să vorbești după ce ai zis, ha, 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 la mișto? Nu, dar chiar am niște curiozități. Înțeleg, niște... Dai, mă, și a zis el că eu sunt trans și m-a dat peste cap cu totul. Adică mi s-a portat de interesant că s-a futut tot show-ul, practic. Eu am început să... Pă, vreau să aflu lucruri și am văzut că nu e amuzant. Și pe aia, la sfârșitul show-ului, am întrebat dacă e ok, dacă ar vrea să urce pe scenă să vorbim. S-a terminat show-ul, să vorbim 5 minute și am întrebat și pe oameni dacă ar fi ok. Și au fost super mișto publicul, adică super, l-au aplaudat, așa, și a venit pe scenă doar el, Vlad, deci care era cu... Din, ea în el. E da. Foarte, pentru mine a fost foarte mișto că el, Vlad, era cu iubita. Deci da. Ei au fost două tipe da. Gay. Și da, acum puțin, el face o tranziție în a fi bărbat, deci practic o să devină un cuplu straight. Da. Măcar nu e poponar. Da, mi se pare un pic cam aiure așa, știi, ca un om să vii, da, că e tu niște curiozități, să-l aduci pe scenă și să fie așa, personal. Da. Adică, am înțeles, dacă nicio problemă. Dacă puteai să vorbești cu el după aia, să între chestii, dar nu știu, poate e și momentul. Mi s-a părut interesant, mi s-a părut cu degetul și să râdă, asta e faza. Da, era dezavantajul. Da, te arunca cu pietre. Dar de că nu pare genul ăla de. Mie tot timpul mi s-a părut fascinantă situația asta. De asta de care zice el. Cu să faci tranziția din da, două fete care sunt lesbiene. Nu, scuze. Da, stai. Sau orice cuplu în care unul, orice fel de cuplu. Da. În care unul își schimbă sexul. Că nu știu, adică teoretic conform Bibliei politicării corectnesului, trebuie să fie absolut ok pentru partenerul celui care face tranziția, pentru că tu iubești, o iubești, oricum ar fi, orice sex ar avea, tu de fapt ai o relație cu ceva care transcede diverse organe genitale. Fiind bisexual, basic... presupun ca partener, că așa am aflat că era în situația asta. Dar e foarte ciudat dacă tu... Adică nu știu, mi se pare ceva foarte ciudat că îți schimbă ție, adică e de parcă partenerul tău făcând ceva îți schimbă ție cum ar veni orientarea sexuală. Da. Știi? Adică dacă, de exemplu, dacă mâine Liudmila s-ar hotărî că vrea să tranziționeze la bărbat, ea zice, bă, tu mă iubești așa cum sunt, orice aș fi, dar da. Tu brusc intri într-o relație homosexuală fără să faci doar nimic. Doar dacă ai devenit, tu nu, dar eu, nu. Eu să fiu, păi eu, da, da, da. Este ca la șah. Suntem un cupion pe regina. Dacă a mutat calul, tu scoți regina. Bă, da, da, da.
Dar îți dai seama că poți să-i scoți ochii, m-ai făcut gay, nici nu voiam să fiu. Deci pe da. Bune, da. Și după aia aș fi... Și după aia trebuie să tranziționezi tu. Și tu îți dai seama că aș fi cea mai amuzantă femeie de pe pământ? Da. Mamă, deci este avalanșa greșelilor, să nu uiți de acest Jesus. Avalanșa greșelilor. Băi, deci vă rog frumos, nu uitați, vă anunț eu când să mă cancelați. Nu o faceți de capul vostru, că s-ar putea să o faceți prost. About people cu gata Justin Roiland, e nu știu ce dosar de domestic assault, care pare că era între el și așa. Ce? N-am înțeles absolut nimic din ce. Niciun cuvânt n-am înțeles. Justin Roiland, care face Zerich and Morty. Da, așa. Ăla e într-un dosar de domestic violence. Da, ceva genul ăsta. Și mai este ăla care face Channel 5 News, știți? Nu. Andrew Callahan. Ok, deci sunt... Atunci te dar în pulă. Bă, dar n-ai zice, bă, ceva. Dă Marioara Murărescu. Dă Neti Sandu. Bă, vreau să vă zic înainte... Stați, mă, lăsați asta. Ce ne pasă, bă, în România de asta? Vreau să vă întreb următoarea treabă. Adevăratele subiecte fierbinți ale României în aceste momente. Este va depăși Romina VTM? Team building? Nu. Nu prea, cred că e cu explozie, mai cu ardere mai rapidă fitilul aici. Nu. Eu așa cred. Crezi tu? Nu, cred că, sunt convins. Adică cred că a pornit mai bine, dar în același timp cred că discuțiile și review-urile negative vor... Nu, a fost un vârf de prima zi, a fost de record, pentru că era foarte multă curiozitate. Nu, da, tot e bine, 300 ceva de mii. Nu am văzut, e marfă, nu? Nu, 300 ceva de mii, dar sunt convins că se plafonează foarte jos vânzările. Adică eu cred că o să fie peste 500, o să fie pe la 500-600, ceea ce nu e rău deloc, adică e foarte bine. Și astea erau gen cele mai optimiste așteptări la team building, 600, știi? Da. Și e foarte bine, adică... Ce? 600 ce? De mii de oameni care plătesc bilet. Deci, apropo de chestia asta cu team building, mie mi se pare că s-a atins un punct absolut idiot. A, da. Scuze, stai, zi ce voi să zici ca să fiu stupid. Ca să vedem cu ce sunt de acord. Cum s-a atins un punct absolut idiot în, cum să spun, în modul în care se pune problema. Nu că oamenii au păreri. Oamenii poate să aibă orice păreri vor. Dar s-a ajuns, nu idiot, exagerat, asta e cuvântul. Că am văzut... am văzut că a fost micuțul la Ștriblea, la Vorbește România, da. Și se numea dezbatere. Da. Și era vorba că e o dezbatere. Băi, nu înțeleg ce dezbatere poate să fie. A fost o rară dezbatere. Adică, fără nicio fără niciun fel de intențiile față de Cătălin, pe care îl iubesc foarte mult, îmi place, ne știm, micuțul la fel, fratele nostru, nu-i vreo așa, bă, dar ideea de hai să facem o dezbatere. Exact. Că a apărut un film, o comedie, adică nu a propus, filmul ăla, team building în sine, el n-a propus niște idei controversate pe care să le dezbatem. Deci era baza dezbaterii. Cineva îl punea ca... Dezbaterea era câte ce s-a vorbit atât de mult despre team building. Eu acum parcă mi se pare cumva un pic de challenging. Cât de mult s-a discutat. Vreau un film care să fie dezbătut în continuu, pentru că văd că rupe, să fie o scenă în care cineva îl pune capră pe Ștefan cel Mare. Și, care e negru. Da, și care e negru, da. Exact, și jucat de un influencer, presupun că nu mai există. Da, ar fi extraordinar. Da, și să fie Ștefan Cioan, să fie să aibă 1,10 m, să fie negru și trans. Da. Da, asta ar provoca niște dezbateri. Un film. Vezi asta că Netflix l-ar lua înainte, să trebuie doar să zici asta. Care-i piciul tău, Ștefan cel Mare? Hear me out. Are 1,10 m. Mihaela Viteaza. Deci asta este Mihaela Viteaza. Deci este... Și singur, să fie pe istoria României, și singurul care e bărbat să fie Caterin Teodoroiu. Să fie o scenă în care îi face sex oral și se zică Cati felat. Și să fie eu aș vedea Cati foarte felat. Mulți asiatici la curtea lui Ștefan cel Mare. Da. Și un cal. Sau la în Vlad Țepeș, fie mulți asiatici, că cine să facă țepele? Alea zice nu le făcea. Erau niște copii asiatici care aveau un sweatshop de țepe, Vlad Țepeș.
Sânciop de țepe. Da, mă, e... Sânciop de țepe, practic toate sunt niște sânciop. Trăim niște vremuri interesante, oameni. Da, dacă trebuie să gândești, toate toate sânciopurile sunt țepe. Unde sunt țepele? Dă, e țeapă, adică stai mă. Deci fără să fiu, fără să fiu... Am cerut 10 și v-am dat 9, că țepe. Am văzut acum din aur un clip de la un istoric despre inacuratețile istorice din Vlad... Curadin. Știi că foarte mulți români și la aia sau că ne-au prezentat pe Vlad ca un personaj negativ, el fiind un tip super simpatic. Unde ești tu, Țepeș, doamne? Și apropo că de asta, unde ești tu, Țepeș, doamne? Vlad Țepeș s-a căsătorit unul cu unguraice, nu, două unguraice, ambele soții au fost unguraice, și doi s-a convertit la catolicism. Efectiv, dacă era acum, era cel mai du-te-l, dracu. Păi când îl cancelăm pe Vlad Țepeș? Da, nu, exact. Asta e un titlu bun. Când îl cancelăm pe Vlad Țepeș? N-avea rute din, adică nu era din neam de unguri, nu avea străbunica sau ceva. Cumva știi cum e, toți pe acolo sunt, da, pentru... Mie asta mi se pare, cine a fost cel mai băiat din istoria noastră a românilor, toată Micu lumea știe, Matei Curvin. Da, era un... Asta era Curvin, cel mai să știa, că era când venea la muncă Curvin, când pleca curvat. Hai, ok, Curvin și Cur plec de la muncă. Vă rog eu pe, această groapă, mi-a venit gândul ăsta că am scris cu... Crezi că poți mai puțin, dar te crezi că poți mai jos? Nicu Impaleru, nu? Nicu Impaleru! Știi că fanari ioții toți erau din cartierul Fanar din Constantinopole. Și cum stăteau doi fanarioși, se uitau la unul așa și bă, uite-l pe ăsta, n-a avut bani să-și cumpere țara românească. Pula mea, s-a dus săracul cu toți banii lui, i-a zis pașa că ce să fac, să-ți dau 3 zile țara românească, mai mult faci pe drum, bă. E prea elevată gluma. E prea elevată. Puteai să te duci un fel la un fă, fanarioți, că erau fanarioți. Bă, fii atent, deci asta poate să fie Stefanarioții, era cum sunt Vamaioții, așa era Fanarioții. Bă, ce s-a stricat Fanarul? Ce să lăsă Fanarul, frate, am fost prima zi în Fanar, bă, marfă rău. Dacă pe aia s-a stricat Fanarul. Bă, 12 lei o apă, ești nebun, mă, 12 lei, tu ce ești? Bă, erau din alea buzate, așa în Fanarii. Bă, m-am dus mai încolo, frate, și era Fanarioții, nu mamaia. Bă, știi ce, s-auzea, mă, Fanar? Muzică turcească, ești nebun? Muzică turcească în Fanar, lasă-o. Manele în Fanar, frate. De da. Unde? Vă mulțumim foarte mult celor doi care ați rămas până aici pentru că ați leșinat de grață. Mai zic și eu acum la ăștia doi oameni, nu știu de unde sunt, dar le zic și eu că am pe 30 show la Sibiu. La amândoi le zic. Da. Am pe 30 și la Sibiu, de la 18-30 și la Târgu Mureș. La Brașov, probabil că o să fie sold out când vorbim despre aceste lucruri, pentru că din greșeală mai am și succes. Și nu uitați, miercurea viitoare, pe 18 ianuarie, show de stand-up show. Joi pe 19, acum, poi mâine, este Secret Stand-up la Club 99. Corect. Auzi sunetul X-urilor pe ferestre, auzi cum se închide, auzi cum se închide. Auzi un foșne de gata, ok, și se închide. Vă mulțumim mult de tot că ați rămas lângă noi. Mulțumim frumos. Asta a fost aproape un episod până între show-uri. Episodul 300 și... Hai că mi-a venit burgerul. Vă mulțumim mult, ceau!